ați furat, ați înșelat și acum... Eram singurul deținut în România care m-am dus de bună voi la închisoare. Îți trănește acest căruciur și... De câte ori vei sta pe el să zici, Doamne să se mulțumesc că la pătrânețe mă iubești și îți arăt dragostea față de mine. Am greșit și am ajuns la închisoare. Dacă tu ai intrat în tehnică la Craiova, și dus acest Deci nu poți să realizezi cu bani furați lucruri mari. Noi am greșit. Am greșit. Și suntem vinovați. Dar, Dar te rugăm. Să ne, iert. să ne ierti. Și aici în care o facem. Și aici sa care o facem. Te rugăm să ne ajuți. Te rugăm, te rugăm să ne ajuți. Să ne schimbăm. Să ne schimbăm. Deci mi-am luat un avocat ca să am acces da. la da. tribunal și am povestit avocatului că vreau să mă ajute să mă duc la închisoare și el s-a uimit Daniel Husar cercetat și condamnat pentru tâlhărie, furt și înșelăciune. Este închis prima dată timp de un an și o luni la penitenciarul din Târgu Mureș. Fiind educat să fure, nu se potolește nici în închisoare și fură de la un condamnat pentru a vinde altui condamnat. În cele mai multe cazuri, închisoarea nu te face mai bun. Daniel Husar nu este vreo excepție. Așa că după eliberare comite aceleași infracțiuni pentru care însă nu sunt dovezi împotriva lui. Operează în orașele Timișoara, Mureș, Craiova, București și Brașov. Spiritabil reușește să înșele cetățenii arabi cu valută falsă, îmbogățindu-se de pe urma lor. Fiind recidivist și considerat un pericol pentru societate, este dat în urmărire generală. Poliția îl anchetează din nou pentru fals, însă fără probe și dovezi nu este de reținut. Fugeam de acasă, eu mai am o soră care era liniștită, familia niciodată n-a avut probleme cu poliția și am zis, Doamne, eu nu vreau să fiu așa. Apoi s-a dus mereu și nu știam unde dus. Și eu mama rămâne da în și pământul. moment de cotitură îl determină să se lase de furturi și înșelăciuni. Hotărârea de a-și reface viața a inclus și căsătoria. A cunoscut-o pe Emilia, o femeie de afaceri, căreia nu i-a desăinuit că a fost condamnat și închis. Când am cunoscut pe soțul meu, am simțit că el a făcut închisoare, n-a avut curajul să și sau îndrăzneala să îmi spună de prima dată, dar am simțit așa ceva în mine, spunea că el a făcut cândva închisoare. E un exemplu pentru noi, pentru familie. Din omul rău care a fost, a ajuns un om bun și un om care nu se poate compara cu ce a fost înainte. Nu, no, pe el, pot că mai bine să mă de decât să se lasă de Dumnezeu. Recidivistul Daniel este urmărit nu numai de poliție, dar și de gândul că trebuie să recunoască infracțiunile trecute pe care acum nu le mai săvârșește, dar pe care trebuie să le plătească. În închisoarea din Bistrița a cunoscut și un criminal care a săvârșit două omoruri, condamnat pentru 25 de ani de închisoare. Bună seara, dragi telespectatori! Și vă mulțumesc și de această dată pentru că sunteți aici alături de mine. În această seară am un invitat deosebit, un fost condamnat. Pe cuvânt de onoare, fost condamnat, s-a hotărât să vină aici. Și nu numai aici, dragi telespectatori, merge într-un penitenciar din această țară de mai bine de șapte ani de zile. Merge acolo, sau se întoarce acolo, de unde a plecat. Bună seara! Să rămână! Daniel Husar este numele dumneavoastră. Da. Am pronunțat bine? Da, foarte bine. V-am văzut săptămâna trecută. Am venit în penitenciarul din Craiova și v-am întâlnit pe dumneavoastră. Am rămas impresionată. În primul rând, nimeni nu mi-a spus din administrația penitenciarului că existați dumneavoastră și că de șapte ani de zile faceți ce o să le spunem telespectatorilor că se întâmplă acolo. De șapte ani de zile, Mergeți în acest penitenciar, o să ne spuneți în această seară și de ce ați ales penitenciarul Craiova, mai ales pentru faptul că dumneavoastră nu ați fost închis în acest penitenciar. Da, este foarte că, adevărat. Că știți exact cât se eliberează în fiecare lună, câți dintre acești oameni necăjiți sau, să spunem mai necăjiți, nu au în ce să se îmbrace în momentul în care sunt eliberați și... Trebuie să părăsească un penitenciar. Dumneavoastră sunteți cel care merge și din puțină dumneavoastră le dați haine. Tot dumneavoastră sunteți cel care, la o lună de zile, aduceți o formație și nu se cântă manele. Am văzut și am auzit, am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele, da? Avem și înregistrat. Aduceți o formație de aici, din București, la penitenciarul din Craiova am mai văzut cum 200 de, de condamnați de deținuți se ridică și cântă împreună cu dumneavoastră cântece uh, ortodoxe, să le numesc așa. Cine sunteți dumneavoastră? Ați, uh, am dat un mic material despre dumneavoastră. Ați furat, ați înșelat și acum, brusc, vă întoarceți la cei deținuți și le spuneți să nu furați, să nu înșelați vreau să spun că nimeni din familia mea niciodată nu a săvârșit o infracțiune sau să greșească înaintea legii românești și eu dintre toți am fost singurul și am regretat că am fost singurul care am greșit și am săvârșit infracțiuni de care mi-a fost rușine și mi este rușine să le pomenesc, dar stând în închisoare, m-am gândit că Dumnezeu poate să schimbe pe om. Și citind din Biblie, mai ales lucrul cel mai important pentru mine, când doi tâlhari stăteau pe cruce și Domnul Iisus între ei, unul dintre ei a făcut o rugăciune și a zis, Doamne, eu merit să stau aici, că am săvârșit o nelegire, dar Tu nu meriți, dar vreau un lucru, să-ți aduci și aminte de mine, când vei fi acolo sus și uh, arată cuvântul Lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a iertat în clipa aceea fiindcă a fost sincer. Și eu am zis că vreau să-mi schimb modul de viață, vreau să fiu sincer, un om real și la rândul meu să mă duc la alții să le spun că Dumnezeu nu ascultă numai pe sfinți, ascultă chiar și pe un om care a greșit și e sincer, cu el însuși, prima dată, și după aceea cu Dumnezeu, și spune din toată inima, Doamne, am greșit și nu vreau să mai greșesc. Dragi telespectatori, o să vedeți cum acest om, după ce a fost eliberat, s-a gândit un pic mai mult, să spunem așa, și a spus, domnule, eu am făcut cam multe infracțiuni și nu le-am declarat nici poliției, de deci anchetatorilor un cuvânt. Știți ce a făcut? Și-a angajat un avocat, a spus, domnule, vreau să merg în instanță să spun câte infracțiuni am mai făcut. A mers în instanță, a spus câte infracțiuni am mai făcut și a fost condamnat. Din, domnule, nimeni indiferent cine greșește în România, încearcă așa frumos să nu afle nimeni. Cum dumneavoastră ați mai și plătit un avocat și a spus, uh, sunt chiar curioasă, ce a spus acelui avocat? Într-adevăr, eu am fost cercetat pentru infracțiunile care le-am săvârșit. Am fost chiar și arestat uh, trei zile pe arestul Reghin, din, de la poliția Reghin, și nerecunoscând... Deci nu ați recunoscut? Nu am recunoscut, am mințit în continuare și m-au eliberat, m-au lăsat acasă. Pentru că nu erau probe. Nu erau probe suficiente și m-au lăsat acasă. Iarăși, mă mustra conștiința că nu, nu fac bine ce fac și am simțit în mine că trebuie să spun adevărul, că la aceasta suntem chemați ca toți să spunem adevărul și adevărul te face slobod întotdeauna, chiar dacă ți se pare că trebuie să sufer din cauza adevărului, până la urmă îți aduce bucurie, eu m-am hotărât și am spus soției mele că trebuie să mă duc să recunosc că așa am avut o revelație într-o noapte că eu trebuie să mă duc să spun adevărul. Da, am avut o discuție cu dumneavoastră și mi-a spus că ați visat, pentru da. că eu am scris în ziarul da. Averea că ați visat, da, da? Am avut o revelație din partea Lui Dumnezeu că să mă duc să recunosc ceea ce am făcut eu în 93, până în 94, că din 94 m-am făcut mi A fost în instanței și a spus, domnule judecător... Deci mi-am luat un avocat ca să am acces da? la da? tribunal și am povestit avocatului că vreau să mă ajute să mă duc la închisoare și el s-a imit. Zice eu vreau să ajut pe alții să scape de fărdele, și dumneata da. vrei să intri la închisoare. Și mă mai povestit, și plătești pentru asta. Da, i-am povestit tot că trebuie să ajung la închisoare și, într-adevăr, s-a dus cu dosarul. Este destul de interesant ce ne spuneți pentru prima dată un om. Spune adevărul, așa deschis, da, domnule, am greșit și asta, asta sunt. Dar. N-am fost crezut de la început. Veneau uh, polițiști să vadă care este Daniel care a venit de bunăvoie la închisoare și a cerut să fie condamnat, mai ales în democrație. Mulți, chiar și pe timpul lui Ceaușescu, fugeau de uh, poliție, fugeau când făceau infracțiuni, dar acum se ascund cei care fac fără de legi, se ascund ca să fie descoperiți. Dar eu am vrut ca să arăt că trebuie să recunoaștem când greșim și. Ni se dă iertare dacă recunoaștem. Chiar și de oameni. Deci în primul rând Dumnezeu te iartă și în al doilea rând omul este dator să ierte pe aproapele său. Dacă ați -a. ieșit prima dată din penitenciar, da? Ați ieșit. V-ați hotărât să mergeți, să spuneți că mai aveți alte infracțiuni. Cum? Ce a simțit când a fost a doua oară? A doua oară ați ieșit cu sufletul curat, că domne nu mai am nicio infracțiune, nu am mai făcut niciun rău nimănui. Cum? A fost greu. Deci a fost greu să merg a doua oară la închisoare ca un om schimbat. Deci nu mai furam, nu mai mințeam, nu mai înșelam pe deținuți să fac cum făceam la prima condamnare când am fost bucătar șef. Și a fost foarte greu la început. Am fost chiar jocorit de unii deținuți, că râdeau de mine, că eu mergeam și învățam în celule să nu mai fure, să se lase de furăciunță. Interesant. Uh, deci prima dată dumneavoastră furați și înșelați și a doua oară mergea să le spuneți că nu exact. e bine să facă acest lucru. M-am dus și le-am explicat că... Cum ați fost a, am... a doua oară? Am fost Un În momentul în care nu eu... să spune, spuneați, nu mai fura, nu mai minți. Râdeau, mă love... unii chiar mă loveau, eram ultimul care luam masa... Deci am fost un pic chinuit, mai ales în două închisori, am fost un pic chinuit chiar de deținuți, că ziceau că sunt nebun, deci nu sunt sănătos. Că între sunt unii care între ei să înțeleg ce să facă. Deci nu e chiar așa de ușor la închisoare, dar unii și-o fac mai grea pedeapsa. Și în două închisori mi-a fost greu, dar la Bistrița, la închisoare din Bistrița, acolo mi-a fost mai ușor că am fost pus bucătar șef la cantina, la popota cadrelor, deși s-a făcut pentru mine ceva deosebit, că sunt, eram singurul deținut în România, care m-am dus de bunăvoie la închisoare. Și pentru această faptă am fost acceptat să fiu bucătar șef la cadre, căci nu aveam acces la popota cadrelor, că eram recidivist. Haideți să vedem uh, niște imagini și să le comentăm așa un pic. Aș vrea să rog colegii din regie să arate imaginile. Și deci vă rugați după mine. Hai, spuneți-vă pe genunchi. Puneți-vă fără rușine pe genunchi. Să faceți și noi rugăciune. problemă. da, și voi după aceea vă rugați. Tatăl nostru. aici ce făcea din noastră? Îi învățam pe deținuți să se roage lui Dumnezeu. Aici, Venim să, să nu mai înjure, să nu se Că mai injure unul pe celălalt, să nu se mai bată. Se deci, de învățam rugăciunea Doamne. Tatăl nostru. Și. Am greșit. Am Și suntem vinovați. Și suntem vinovați. Dar te rugăm, Dar te rugăm să ne ierți. Să ne ierți. Și aici în pedeapsa care o facem. Și aici în pedeapsa care o, care o facem. facem. Te rugăm să ne ajuți. Te rugăm să ne ajuți. Să, să ne schimbăm. Să ne schimbăm. Comportamentul nostru. Comportamentul nostru. Gândirea noastră. Gândirea noastră. Și noi îți mulțumim. Și noi îți mulțumim că ne ajuți. Facă-se voia ta. Facă -se voia ta. Cu, viața noastră. Cu viața, viața noastră. noastră. Și îți mulțumim. Și îți mulțumim. Tată. Tată, Tată. Prin Domnul Isus. Prin Domnul Isus. Și Duhul Sfânt. Prin și Duhul sfânt. sfânt. Amin. Amin. Acum rog te tu. Pune lui Dumnezeu ce-ai Trebuie să spunem telespectatorilor. Uh, aceste imagini sunt imagini din penitenciarul Craiova. Este foarte important. Penitenciarul Craiova este un penitenciar de maximă siguranță. Dragi telespectatori, acolo nu ajungi ușor, nu intri, dacă stai, stai foarte puțin. Uh, puțin, vedeți noastră. acest om fost condamnat, este primit de șapte ani de zile, înseamnă că el face ceva și ne-am dorit ca mulți români să, să facă ceva pentru acești deținuți. O să avem o surpriză pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, spre finalul acestui aceste emisiuni să auziți ce vrea să facă acest om cu cei care că nu mai au de stat acolo, să spunem Cineva acum, deci dumneavoastră, a spus nu deținut, nu deținut, să, să... să roage lui Dumnezeu. Să vedem cum știe el să se roage lui Dumnezeu. Aici că ce faceți? A, jucați, ca tablet? Acolo, unii deținuți jucau table și eu asistam la jocul lor să ne simțim bine. Lăsați-vă, mă, de fuma, mă, că nu-s bune țigările, mă. De ce să vă aducă de acasă prăjituri, nu țigări, mă? Țigările nu sunt bune. Și voi, mai bine citiți Biblia mai mult decât să jucați table toată ziua. Păi trece timp. Păi trece timp, timp dar putrești, timpul trece să ce încerci În timpul liber, citești Biblia. 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 Toată e Da. E interesant. Interesant. Pentru mine, un om care totuși merg în penitenciare, este interesant. Ca, mai ales că e un fost condamnat, de ce nu v-ați ales să mergeți în penitenciare, să, nu în penitenciare, în, la casa de copii? Sau eu știu, să ajutați copiii. De ce cei care sunt acolo, care au, au greșit? Iubesc foarte mult copiii și, într-adevăr, cred că cineva le poartă de grijă și la copii și chiar la bătrâni, la orfani, la copiii străzii. Dar m-am gândit că la noi în țară sunt. 36.543 de deținuți în România, dintre care sunt 816 femei și 866 de copii până în 18 ani, și din 36.000 m-am gândit că sunt și oameni care vor să își schimbe modul de viață. De exemplu, în Craiova sunt 1670 de deținuți, dintre care 550 sunt la prima lor abatere, la prima lor greșeală, n-au mai greșit niciodată și chiar și speriați sunt foarte mulți printre ei care regretă, le pare rău de ce au făcut și pentru acești oameni trebuie să li se acorde o șansă și ceilalți care au mai săvârșit fapte, au două intrări în închisoare, sunt dintre ei care s-au schimbat viața. Noi, de exemplu, când auzim că este un infractor, că a ieșit din închisoare, nu, îi se închide ușa în față. Dacă vrea să se angajeze, nu îi se dă loc de muncă, că e, a fost la închisoare, deci sunt, îi marginalizăm, pur și simplu îi marginalizăm. Domnule Daniel Husar, dar aș vrea să-mi spune sincer, chiar dacă suntem aici în direct, dumneavoastră ați fost acolo cu ei, iar marea majoritate a românilor nu au încredere în acești oameni. Dumneavoastră, din 200 de oameni, dăm numai un exemplu, da? În sala în care dumneavoastră acum ați adus o orchestră de la, de la București și le-ați cântat, din acei 200 de oameni, câți dintre ei ați simțit că vor fi corecți începând de mâine. Vreau să vă mărturisesc că nimeni nu poate să plângă dacă nu simte ceva înăuntru lui, în inima lui. Și la suferințe, orice om are nevoie de ajutor. La necaz, orice om strigă spre un ajutor, spre cineva să îndreaptă să-l ajute. Acești oameni au săvârșit nelegiuri, sunt condamnați, legea îi pedepsește și este normal să fie pedepsiți, dar este de ajuns privarea de libertate care o au. Este foarte greu să fii privat de libertate. Chiar dacă sunt și condiții, mai ales la Craiova sunt niște condiții deosebite, conducerea de acolo se luptă ca să aibă condiții cât de cât bune și doresc să facă lucruri bune pentru ei. Și noi ne luptăm ca acești oameni să simtă pe timpul detenției ceva mai ușor pentru ei. Sunt cazuri care îi disperă pe foarte mulți îi disperă numai gândul că ei sunt într-o celulă și stau acolo zi și noapte. Cum este viața trăită întru, între patru pereți? E Știți? foarte greu. Vă întrerup aici. Îmi spun și îmi scriu foarte mulți cetățeni care sunt liberi și îmi spun: Nu mai mergeți la ei pentru că nu merită să stea acolo, pentru că ei au televizor. Am văzut ce condiții au, stau în cameră. Cum e, domnule Daniel Husar, viața acolo, chiar cu acel televizor? Într-adevăr, te mai liniștește că mai vezi câte ceva de afară, dar totuși celula, pereții, gratile, programul, e, e totul dirijat, deci nu faci ce vrei, nu mergi unde vrei. Deci sunt niște lucruri pe care în libertate omul le face, fac ce vor în libertate, dar acești oameni nu fac ce vor. Și prin faptul că sunt într-o celulă 30-40 de deținuți, ei într-o lună, două luni își povestesc toată viața lor. După aceea nu mai au ce să-și să povestească unul altuia. Și inventează. Deci, pur și simplu, ca să nu se plictisească, nici să inventeze. Alții își fac obiecte frumoase, lucrează, coasă, fac deosebite lucruri care mulți nu le-au văzut în libertate. Sunt foarte mulți care îți valori pentru țară. Valori. Eu așa le numesc valori. Oameni care pot să facă ceva deosebit. Deosebit și... În în Craiova, ce lucrează deținuții? Ce șanse au ei să. la ce lucrează? De exemplu, sunt ateliere de încălțăminte. Încălțăminte? Da, și. Uh, sunt zidari, sunt în agricultură care lucrează, deci se gospodoresc deosebit. E și conducerea în așa fel care da, doresc, în doresc. doresc uh, începând de la directul general, uh, locțitorul. Cu și Dar ce ce, de ce v-ați ocupat și de ce vă ocupați numai de penitenciarul Craiova? Am avut așa o dorință să merg la Craiova și la protocolul care l-am încheiat cu închisoare, am spus că dacă o să vadă schimbare în oameni, în comportamentul lor, în tot ceea ce fac eu acolo și ce fac oamenii care duc deci toate lucrurile vin de, de sus, deci, un om fără înțelepciune de la Dumnezeu nu poate să facă nimic. Și am zis, dacă o să vadă schimbare, să-mi dea voie să intru și să fac programul care îl, îl fac. Și, într-adevăr, s-a făcut un protocol de colaborare între î, conducerea penitenciarului și au văzut, m-au verificat și au văzut că ceea ce facem noi î, e ceva venit de sus, că nu putea să facă nimeni ceea ce se face acolo în Craiova, dacă nu ar fi o putere, deci o putere acolo. Dumnezeu lucrează prin oameni și Dumnezeu dă mișcarea, ființa, suflarea, vine tot de la Dumnezeu și atunci ei, când au văzut schimbarea aceasta, au zis trebuie să colaborăm și colaborăm de șapte ani Ducem, cum ați văzut și dumneavoastră, muzică, le oferim muzică creștină, vin din Europa. Dragi spectatori, vă întrerup, este foarte important să vă spun încă o dată acest lucru. Marea majoritate a românilor cred că dacă în penitenciare aud acele, le numim noi manele, este ceva extraordinar. Vă spun că nu există nicio melodie să măcar să tindă puțin spre manele este muzică creștină toți, deci 200 de oameni cât au încăput, pentru că ei vreau să vină, țipau la gratile, da. exact, vrem și noi, vrem și noi, dar nu, am înțeles că dumneavoastră prin rotație, sau nu dumneavoastră, da. conducerea, prin rotație îi aduc acolo în acea sală, în care tot dumneavoastră am înțeles că ați aranjat-o, nu? Da, vreau deci, să spun mai multe și nu... Deci, prin rotație îi scoatem pe toți deținuții că nu vrem să facem părtinire între ei, să deci, zică că toți, toți beneficiază. Sunt în 1680. În 1680 și în fiecare lună îi scoatem prin rotație, iar sala de reeducare care e făcută acolo e făcută cu ajutorul meu în primul rând și a unor oameni deosebiți din țară și străinătate cum sunt și din Statele Unite din Germania Ați adus și străini? Manșov, da, am adus chiar și din Statele Unite 50 au venit odată de a -o asista la un program 50 de oameni 50 de au oameni. Din venit Unite. din Statele Unite uh -huh. care au cântat cântări religioase și au venit pentru închisoarea Craiova spectacol, efectiv un spectacol la o lună de zile uh, dat de acești oameni pentru acești deținuți din penitenciarul Craiova, care vă spun, dragi telespectatori, vor să vină foarte mult și nu există loc. Deci spațiu și am înțeles că totuși destul de rar sunt adunați atât de mulți condamnați, fiind un penitenciar de maximă siguranță, se înțelege că infracțiunile sunt destul de mari. Într-adevăr, Deținuții ies la buna lor alegere. Dacă vor să iasă la un program, ies. Dacă nu, nu. Și când aud că venim noi să le facem un program creștin, ei ar dori tot să iasă. Am făcut chiar și în curtea închisorii pentru toți sau de toți deținuții. Am făcut un program religios, tot cu Costel Onoriu și Orchestra. Am montat în curtea închisorii, ați văzut dumneavoastră da, că e da. curte destul de mare acolo și am montat acolo și deținuții stăteau la grad și ascultau cântece creștine. Foarte frumos! Ce pot să spun de cât că este un lucru extraordinar pe care dumneavoastră îl, îl faceți, îl, îl doriți, așa, le doriți lor să... să... Dar de ce? de ce? De ce să se facă bine acești oameni? Păi, Aveți un interes dumneavoastră? Interesul meu este în primul rând ca să se vadă în România că acești oameni care stau după gratii merită să li se dea o șansă, o speranță. Mă gândiți la suferința la... dumneavoastră? Mă gândesc că și eu am trecut pe acolo și am văzut modul de viață care îl trăiesc. Bineînțeles, pe merit, sunt unii puțini care nu merită, dar pe merit sunt pedepsiți, dar totuși izolarea aceasta de libertate e ceva deosebit, e foarte greu să fii izolat. Și m-am gândit că vreau să se vadă la noi în țară că rata infracționalității, ca să scadă, să scadă, nu să crească, este ca cineva să le ofere o șansă. Sunt foarte mulți care sunt abandonați de soții, de familii, și când ies din închisoare, n-au unde să plece. Merg în gară și urmăresc victime, că nu îi primește la muncă nimeni, nu le oferă nimeni o cameră unde să stea, și atunci el urmărește o victimă. Dar dacă acest om pe timpul detenției și a schimba modul de viață, noi suntem cei care vrem să le arătăm că le, li se dă o șansă, Dumnezeu le dă o șansă la oameni aceștia, cum dăm mie și la alții, Dumnezeu le dă o șansă. Și vrem să arătăm că rata infracționalității să scadă la noi în țară este ca să-i sprijinim, să le acordăm o șansă. Că ei, dacă schimbă modul de viață pe timpul detenției, au o șansă să reintegreze în societate. Și acesta este și motivul pentru care dumneavoastră ați mers numai la un penitenciar. Da. Doriți ca. A... Să se realizeze da? ceva? O parte din ei să-i convingeți că nu mai trebuie să fure, că nu mai trebuie să înșele sau alte, pentru alte infracțiuni care sunt ei trimiși acolo, și atunci la ieșire să le pregătiți ceva. Da, vreau să vă mărturisesc că în Caraiova au fost deținuți care s-au automutilat minim o automutilare pe zi. Tu și tip de acel deținut care nu i-ați adus dumneavoastră ochelari, mi a spus și l-am văzut da. și eu și s-a tăiat și a tăia Da, o, eram în adublat. curtea închisorii și m-a strigat, Daniel mi-a adus ochelari de vedere. Deci dumneavoastră i-ați promis că -a aduceți o pereche de ochelari. i aduc după rețeta care s-a eliberat de la medic. Nu ați găsit rețeta? Nu, nu ați găsit ochelari? Nu, s-a comandat, dar încă nu erau terminați ochelari. Și nu ați venit? Și eu am venit între timp la penitenciar și n-am putut să-i aduc și am zis data viitoare. El va aștepta la poartă. Uh, Trebuie să spunem telespectatorului. M-a așteptat acum că a ieșit în libertate și deci? el în fiecare lună stătea la poartă să mă aștepte să vadă dacă îi duc ochelari. Și luna Dragi telespectatori, un deținut care acum este în libertate Știa că vine. L-a așteptat la intrare. Vreau să mă ajuți și pe mine cu ceva. Îmi trebuie o pereche de ochelari pentru că nu văd. Domnul Daniel Husar a zis, da, sigur. Uh, ai rețeta? Da, am rețeta. I-a dat rețeta, dar la o lună de zile ochelarii nu au fost gata. Domnul Husar a fost la penitenciarul Craiova, așa cum merge în fiecare lună. A spus și v-a întrebat, mi-ai mi mi adus ochelarii? Da, așa da, a spus, da. nu? Și domnul a spus, nu. Nu? Și atunci ce a făcut? Și a tăiat venen. În fața dumneavoastră, da, nu? Și dumneavoastră cel care îi învățați să, să nu facă așa da. ceva. Bine, el s-a puțin acolo ca Bine, să mă impresioneze. Deci știu că mine. este un, uh, un, stil un, un stil anume. Deci de... nu cu lama prea deci, adânc. De... Da, ca să... am înțeles. Deci nu și ia el viața. Deci așa. totuși ei rămân puțin marcați din penitenciar. Da. 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 A avut o același auto. stil, da? Da. 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 Să se automutileze. Și vreau să vă mărturisesc că mulți s-au oprit deci, Asta în Craiova -a este. Pentru că un... mi-a spus adjunctul penitenciarului Craiova, directorul administrativ, mi-a spus despre acest aspect. Câte automutilări a fost de... în momentul în care ați intrat, dumneavoastră și te... câte sunt Spuneți-le Deci, era minim una pe zi, și acum s-a ajuns la patru pe an. Este, da, este. Deci, este o realizare deosebită. deosebită. Mai ales că deținutul simte, e om. Deci, noi îl vedem un deținut, un periculos, un hoț, un tâlhar, un criminal. Dar totuși să pătrundem mai departe, e om, are suflet, are, are viață și asta are valoare, sufletul, ca la oricine. Deci e om și totuși trebuie să-i să dea o șansă la acest om și atunci eu privesc mai departe. Deci după cum omul are o șansă în libertate să facă multe lucruri și acești oameni care sunt pedepsiți au o șansă pe care le oferă Dumnezeu dar prin oameni. Dumnezeu nu lasă din cer o traistă cu bani sau cu valută că te iubesc pe tine. Deci Dumnezeu lucrează prin oameni. Și acești oameni care au o inimă schimbată, acești oameni dovedesc că vor să le acorde o șansă la acești deținuți. Înțeles. Da, sunt lucruri interesante. Să știți că mulți telespectatori or să zic acum, domnule, dar cum să meargă el acolo la o lună de zi? De unde aveți bani? Pentru că, totuși, am văzut că le duceți salam, erau trei saci cu salam, și am zis că de fiecare dată acela lucru. Pasă de dinți, nu știu ce mai aveți acolo, că ni haine, foarte haine, multe haine. Ochelari, medicamente. Ochelari, da, medicamente. Vreau să vă mărturisesc că sunt oameni cu inimă care cunosc că, că scrie și în Biblie că judecata spune clar, am fost în temniță și ați venit la mine. Și atunci, pentru cel nevoiaș, acolo trebuie să se acționeze. Deci, și pentru cel gol să-l îmbraci, și pentru cel flămân să-i dai să mănânce. Nu numai pentru deținuți, în general, care sunt orfani, bătrâni, la azile. Deci este un cuvânt pentru toți. Dar acest cuvânt trebuie împlinit și pentru cei din închisoare. Și sunt oameni cu inimă mare... O bătrânică de 70 de ani a făcut 1400 de șosete croșetate cu mâna. Extra. Deci oameni care și ce am mai văzut? Sim. Pentru că dumneavoastră nu știați că eu vin, cum nu știam nicio căpinoastră veniți, da? Un, un M-a impresionat extraordinar și aș ruga colegii din regie dacă găsesc acea casetă, pentru că am multe casete și nu mai știu ce să dau astăzi. Când ați adus un cărucior pentru un bătrân care ni s-a amputat... Piciorul, în penitenciarul Craiova, da? în timp da. ce își executa. Și execută și în acest moment pedeapsa Extraordinar, un om care nu, sigur nu are pe nimeni pentru că mi-am dat seama cum este îmbrăcat care are hainele acelea și și amar de el. Totuși ați adus un cărucior care costă și acel cărucior. Cu siguranță îl cunoșteați. Acum vă întreb, îl cunoșteați pe acel bătrânel? Nu l cunoșteam. Nu -l cunoșteam, dar știam. Păi, dați-mi că nici lui. familia nu face, domnule mm. Daniel Husar, este pentru ei. Este adevărat. Nici familia nu face și totuși un om, un om împreună cu soția, că și soția am văzut -o, că este da, lângă dumneavoastră, da, le și cântați, am văzut împreună, totuși un om vine să ajute o întreagă pușcărie, să-i spunem așa. S-au dus foarte multe scaune pentru că sunt și orbi în penitenciarul din Craiova. Da, am văzut sunt mai mulți care n-au picior, au un picior. Acești oameni cu inimă deosebită, după cum v-am mărturisit, sunt care fac rost de scaune pentru ei, sunt scumpe. Sunt foarte scumpe. Nici nu se prea găsesc. Cât sunt... este un scaun? Sunt de curiozitate. Depinde de mecanismul lui, cum un scaun sunt, care ați adus sunt, și, aia, da? sunt și 5 milioane, sunt și 10, sunt și 15. Deci, depinde. depinde. Pentru el vă dați seama că a fost ceva extraordinar. Da, că nu putea să meargă și prin celulă. Pentru el este o binecuvântare că se poate mișca până la chiveta de apă, să-și ia un par de apă, nu-l mai e dus în brațe de altul. Da, deci da. e ceva deosebit pentru el. Este ceva. Ce mai vreți să faceți pentru acești oameni? Gândul meu, chiar anul trecut, în octombrie, am făcut un prot protocol cu Administrația Națională a Penitenciarelor și doresc din toată inima să se facă pentru România, în orașele mari, mai ales că sunt vreo 25 de penitenciare cu peste 1000 de deținuți, să se facă centre, să le numim centre sau apartamente cu garsonere pentru cei care nu au adăpost și și-au schimbat modul de viață pe timpul detenției, un loc de muncă să li se oferă? Este sunt... foarte important pentru că administrația penitenciarilor dorește, deci chiar da. le dorește, nu le dorește rău acelor oameni, pentru că ei nu au bani. Nu, nu. Dar dacă mai mulți oameni așa de bine ca dumneavoastră s-ar găsi și ar încerca să ajute, atunci lucrurile ar pleca și, așa cum spuneți, rata infracționalității ar scădea. Eu m-am gândit de la 36.000 să intre în astfel de centre, ar fi, fi, fi 6000 de infracțiuni, mă ar dați seama, scădea. În România, și cheltuielile care sunt, dacă le-am pune în fiecare zi, cât cheltuiești un deținut pe zi la într-o închisoare, de, sunt enorme. Vreau să vă mărturisesc că am primit o veste chiar acum de la domn director general al penitenciarului din Craiova, că, în colaborare cu primăria, vor să li se dea o clădire în care să se construiască, să se amenajeze ceva deosebit pentru cei care, într-adevăr, și-au schimbat modul de viață, deci lucrurile vor începe să demareze cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor care vor să întindă o mână de ajutor la acești oameni. Dumneavoastră aveți totuși o șansă pentru că această conducere, dumneavoastră sunteți în relații foarte bune cu conducerea penitenciarului Craiova și o să vă spună, da, într-adevăr, cei cinci condamnați, care sunt acum deținuți, care sunt da. acum în fața noastră, îi puteți angaja și îi puteți ajuta pentru că ei își au schimbat comportamentul. Dar, dumneavoastră, când ați fost în penitenciar, ați simțit schimbare a doua oară, vă întreb, între deținuți? Da, da. Am simțit, am fost chiar și între criminali. Am avut un criminal care a săvârșit două crime și am reușit să... Unde a stat cu el a, în ce penitenciar? În Târgu Mureș, are 25 de ani condamnare Cum și... Cum îl cheamă? Pop Vasile. Pop Vasile. Și acum e, e bolnav, acum e pe la spitalul din Dej, dar am stat cu el în celulă și am reușit să înțeleg modul în care el a săvârșit cele două crime la un mod uh, care i-se poate întâmpla la oricine, un, Asta un neveghere, o neveghere dintr-un cuvânt că i-a spus cineva un cuvânt despre prietena lui, el s-a supărat, n-a mai văzut nimic și da. a prins pe prietena de gât și a ținut-o strâns de a murit. Da, și, -a întâmplat. și după ce a venit altul care a văzut când a murit și a trebuit să l-o și pe cel ce Vai. privea da. cum o Pentru că ei nu mai deci nu mai cum a fost, dar cum un a fost moment, da, cum a fost viața uh, uh, în acea celulă cu acel condamnat uh, pentru uh, omor. Era mai dur? Cum era? La început a fost mai dur. Uh, căci eu tot timpul uh, îl învățam și sfătuiam că Dumnezeu îi dă o șansă. Și nu, și nu suporta ideea. ideea aceasta că el trăia cu ideea că e criminal și el nu mai are nicio șansă, are 25 de ani condamnarea, el avea 23 de ani când i s-a dat condamnarea de 25 de ani de detenție, deci el pur și simplu n-a mai văzut o șansă în ochii lui și o speranță. Dar vreau să vă mărturisesc că astăzi el e un om schimbat. E încă în detenție, dar e schimbat. S-au uimit conducerile din penitenciale pe unde au trecut și e cunoscut acest popică e cunoscut de fapt lui și plus de comportamentul că l-a avut la început a avut un comportament ag foarte agresiv Agresiv. și acum e un om schimbat Aici în penitenciarul din Craiova ați fost la condamnații pe viață? Bineînțeles că mă duc la ei aproape de fiecare dată nu pot să trec și să nu merg pe la ei chiar dacă nu merg personal dar asta e mai rar că nu merg la ei dar merg foarte des la ei să văd ce fac, să le duc ceva și chiar mă bucur despre ei că încearcă să vadă viața, chiar dacă sunt condamnați pe viață, au șanse să mai iasă. Da, la 20. Au șanse. În suferința care o venit la închisoare, nu poți să mergi. Și s-a gândit să-ți pregândească și ție o bucurie Și această bucurie vine la Domnul Isus, E de la El. Îți dorește acest cărucior. Aici. Aici Îți dorește acest cărucior și de câte ori vei sta pe el să zici, Doamne Să îți mulțumesc că ți mă pătrânezi, îmi mă iubești și îți arăți dragostea față de mine. Am greșit și am ajuns la închisoare. Dar tu ai intrat și în tehnică la Craiova și ne-ai adus acest dar. Aici nu este surprins. Am revenit, într-adevăr. Acolo nu erau surprize, surprize. Dar erau bucurii. Erau mari bucurii. Sau multe Aceste erau bucurii bucurează. în fiecare lună pentru ei da. îi ajută și psihic, și moral. Îi ajută ca să meargă mai departe, să nu descurajeze, că foarte des descurajează când unul nu e căutat, nu e îngrijit, nu are un prosop să șteargă fața, nu are un săpun, o pastă de dinți. E foarte greu, dar dacă vede că cineva se duce măcar o dată pe lună și îi oferă cât de cât un sprijin, mai are o șansă, mai are o speranță. Mai are o speranță și, și poate că îl face mai bun atunci. Îl face. Deci Eu le-am văzut, fe le văzut fețele lor. Nu cred că erau... Un... Erau și acel salam și ce mai dădeați dumneavoastră acolo bun pentru ei și era bine și se simțeau bine. Dar nu, în momentul în care cântau în același timp cu dumneavoastră soția și formația erau altfel, nu știu, erau, parcă nu erau deținuți. Dacă puteai să nu le mai vezi acele haine, erau altfel. Într-adevăr, și cântecele creștine îi modelează în sufletul lor că cântece spre slava lui Dumnezeu cu cuvinte care îi mângâie și... Dar la început, la început, când noastră ați fost prima, a doua a treia oară, să spunem, până a treia oară, nu ați simțit că vă resping? Nu a fost o respingere din partea lor? A fost la început o respingere în momentul când am început să le explic că am fost și eu deținut ca și ei, atunci pur și simplu și-au schimbat comportamentul pe loc. Deci și-au dat seama că nu mă duc să fac un spectacol, să joc un teatru, să-i amăgesc cu ceva sau să beneficiez de pe urmele lor cu ceva. Și-au dat seama că sunt un om care știu ce înseamnă închisoare și sunt un om care vreau să-i sprijinesc cu ajutorul Lui Dumnezeu, prin ceea ce se poate, cu ce se poate, și vreau să îi învăț că se poate schimba un om dacă vrea și are voință. Și exemplul cel mai bun era eu, persoana mea care m-am dus în fața lor și am spus: Am fost închis ca și voi, am trăit în celule care ar trăiți și voi, am mâncat din castron care mâncați și voi. Deci știu ce înseamnă închisoare. Și atunci ei n-au mai încercat să uh, meargă pe ideea că sunt fel și fel de actori și în închisoare. Da, am văzut și acum. Imediat, imediat știu să-i puneți la punct. Nu mai rețin exact ce a spus unul dintre deținuți și ne a spus nu mă minți pentru că și eu am fost aici și știu că nu așa stau lucrurile, uite, așa. Deci ei mai puțin încearcă acest lucru, deși chiar dacă mai văd câte unul îi las, că oricum pădure fără nu există. nu există, și eu nu merg pe ideea că să mă uit la cel care vine cu un gând stricat chiar și la programul care îl facem noi. Deci, la 200 de deținuți, eu mă mulțumesc să văd uh, întoarcerea luna viitoare că merg să știu că din 200, măcar 50. N-au făcut un raport de pedepsire și au schimbat uh, vocabularul. Și, și acest aspect îl urmăresc. Dar a fost interesant că atunci când a spus că să, să treacă de partea lui Dumnezeu, 200 de oameni s-au ridicat. Într-adevăr, s-au ridicat când le-am pus această întrebare, care vor să lasă de rău și să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, să mai facă nelegiuiri. 200 s-au ridicat și i-am întrebat: Sunt sinceri prin ridicarea lor? Și ei au spus da. Și eu acum am să-i urmăresc știind din ce celule au ieșit și am să văd care a mințit și care n-a mințit. Dar le-ați mai spus, asta nu asta înseamnă nu. dacă v-ați ridicat, Că eu o să vă cred. Deci trebuie bineînțeles, să bineînțeles că le-am spus că... Cum, te, cum trebuie să dovedească? Prin comportamentul lor, față de, în primul rând față de cadrele care sunt plătite și sunt puse acolo să aibă grijă de ei. Deci nu au nicio vină cei din conducerea penitenciarului că au ajuns la închisoare o persoană. Persoana a la închisoare ca să vărșită o nelegire. El este pus acolo pentru a-și face slujba... Dar în rest, n-are nicio vină. Că îl păzește pe un deținut să, să nu-și facă rău, îl învață să facă bine. Deci nu e ceva care să dai vina, că tu ești de vină că am ajuns eu aici. Și mai sunt deținuți care vorbesc vulgar cu cadrele sau își cer niște drepturi care nu se pot da și chiar dacă știu e că au nu știu ce fel de drepturi, mă rog. Și atunci îi urmăresc să văd dintre cei care spun că schimbă modul de viață și îl schimbă și, bineînțeles, cu șeful educării colaborez în privința aceasta, întreb celula 45, de exemplu, cum s-a comportat în luna aceasta. Uite, n-am mai avut Incidente, comportamentul lor s-a schimbat foarte mult, și atunci, din nou, o să-i scoatem și pe ei. La luna următoare ies alții, și tot așa facem prin rotație și învățăm din în fiecare lună să se lase de rău. Le-am făcut și televiziune cu circuit închis, unde se pun programe. A venit. Deci, eu îi mulțumesc acestui om din Statele Unite care a venit și a investit în. Craiova pentru această televiziune cu circuit închis, unde se pun filme educative pentru reintegrare în societate, programe creștine, pot viziona, fac și ei programele lor care le fac la penitenciar, programe care le au acolo cu educatorii și toți deținuții pot să vizioneze programul care se face în sala de reeducare. E ceva deosebit. Bine, astea sunt în puține penitenciare în țară la noi, dar doresc din toată inima să fie, în cât, mai să fie în cât mai multe penitenciare, o astfel de sală ca la Craiova. Deci ne-am luptat și s-a realizat. Încă nu e terminată, nu e chiar terminată. O să fie, cu ajutorul Dumnezeu, anul acesta, dar e o sală deosebită și deținutul spune că se simte deosebit când intră acolo. Bine. Se simte mai, mai în libertate. Pe scaunele acelea comode, deci mochetă pe jos, băi frumoase, deci e ceva deosebit. Ce vă mai aduceți aminte de acel miros? Să nu vorbesc urât. Când puneați capul pe pernă, ce simțeați? Ce vă spuneați? Doamne, trebuia să -mi... nu fur, nu trebuia să l înșel pe acel om. Pentru că poate acei bani pe care eu i-am furat... Nu am avut parte de ei, în primul rând. Nu și nu m-au ajutat parte. cu nimic. Deci banii care au fost furați sau înșelați niciodată nu te ajută la nimic. Chiar dacă îți construiești o casă într-o zi, ți se dărâmă. Deci mai repede, mai târziu. Deci nu poți să realizezi cu bani furați lucruri mari. Cât de târziu să descoperi acest lucru. Dar despre miros, într-adevăr, sunt celule cu 40, 50, 60, 80 de deținuți și vreau la două chiuvete de apă să fie 70 de deținuți și este yeah. greu. Aleluia! Trăiască Iisus în Ce ar mai fi de spus? Ce ați mai dori să faceți dumneavoastră? Eu aș dori ca să... Să dovedească, în primul rând, în România că dacă se vor uni mai mulți oameni, și în primul rând să înțeleagă pe acești oameni, 36.000 de oameni, de români, sunt 36.000 de români, și, în primul rând, sunt oameni care au săvârșit legiuiri. Să se gândească un lucru, că oricine poate să greșească, și dacă la oamenii care au greșel pentru prima dată au greșit și vor să-și schimbe modul de viață, să li se oferă o mână de ajutor și această mână de ajutor tot oamenii le oferă, nu altcineva. Și dacă această asociație pe care am înființat-o se va ține de promisiunile care le-a primit din partea unor oameni cu inimă, se va face în fiecare oraș al țării noastre cât un astfel de centru și loc de muncă ateliere pentru deținuții care liberează și și au făcut o calificare pe timpul detenției, se fac calificări în închisoare. Deci, în Craiova vreau să dau un exemplu, un deținut a ieșit din închisoare și a fost pus șef de echipă la o firmă străină pentru că a dat dovadă pe timpul detenției la firma străină că e un om schimbat. Și noi vrem să arătăm că oamenii care schimbă modul de viață li se acordă o șansă prin oameni. Și dorim să facem acest lucru cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care înțeleg că dincolo de gratis se află tot oameni. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc în primul rând pentru curaj, pentru că ați avut curaj să veniți aici în fața românilor să spuneți că ați greșit și că ați reușit să vă îndreptați. Așa cum v-ați îndreptat dumneavoastră, se pot îndrepta foarte mulți. Ați furat, ați înșelat și acum Eram singurul deținut în România care m-a dus de bună la închisoare. Îți dănește acest și de câte ori vei sta pe el să zici, Doamne să se mulțumesc că am la pătrânețe mă iubești și îți arăt dragostea față de mine. Am greșit și am ajuns la închisoare. dar tu ai intrat și în tehnică la Craiova și ne-ai adus acest dar, deci nu poți să realizezi cu bani furați lucruri mari. Noi am greșit. Am greșit. Și suntem vinovați. Dar te rugăm, Dar te rugăm să, ne ierți. să ne ierți. Și aici, în care o facem, te rugăm să ne ajuți. Te rugăm să, să ne, ajuți. Să ne, schimbăm. Să ne schimbăm. Deci mi-am luat un avocat ca să am acces da. la da. tribunal și am povestit avocatului că vreau să mă ajute să mă duc la închisoare. Și el s-a uimit.